Romanul Broaște nu are ca temă ceva extrem de nou. Planificarea familială în China este o temă pe care o cunoaștem, o temă pe care o discutăm, dar o temă pe care foarte puțini scriitori au îndrăznit să o discute în romanele lor. Nu neapărat pentru că este sensibilă politic, este, e adevărat, dar pentru că este foarte greu să te detașezi și să discuți despre planificarea familială așezându-te pe o poziție de neutralitate. Atâta timp cât această planificare familială i-a afectat chiar pe cei care scriu. Într-un interviu acordat revistei germane de Spiegel, Moyen chiar spunea că a început să scrie acest roman cu destul de mult timp în urmă. A fost unul dintre romanele pe care le-a scris cel mai greu, pentru că a simțit o tensiune foarte puternică între Moyen, tatăl, care își dorea să aibă cât mai mulți copii și care îi se părea normal să aibă cât mai mulți copii, și ofițerul din Armata de Eliberare, Moyen, care putea să-și da seama că la baza acestei politici de planificare familială exista o logică și care trebuia și chiar dorea într-un fel să se supună ordinelor primite. Povestea din acest roman este un fel de mit al creației spus pe dos. Există o zeiță în mitologia chineză care se numește Niuwa și care creează statuete din lut peste care suflă și acestea învie. O avem în roman pe doctorița Wan Inimă, care începe prin a fi cea care dă viață și sfârșește în mod paradoxal prin a fi cea care ia viața. Cineva acolo sus, la un moment dat, i-a cerut o dovadă de credință, i-a cerut să sacrifice copiii, ea i-a sacrificat, doar că în ultimul moment, din păcate pentru ea, n-a venit niciun înger care să-i spună că nu e cazul să-i sacrifice. Planificarea familială are la bază o știință foarte clară, are la bază proiecții, are la bază statistici, matematică, cifre. Și aceste cifre spun că planificarea familială duce la dezvoltare. Da? Știința duce egal dezvoltare. Este o temă recurentă în China, în ziua de față, dezvoltarea științifică. Ei bine, Moyen ne arată în romanul lui că nu este așa. Că știința, de fapt și de drept, nu a făcut decât să aducă China în pragul unei dezintegrări sociale. Știința nu aduce armonie, știința nu creează dezvoltare, ci din contră, știința aduce la haos, dacă este aplicată fără a chipzui și fără a te uita la realitățile societății la care o aplici. Într-un fel, Moyen vorbește despre dezumanizare, despre transformarea corpului uman în produs de consum. Paragraful de început este un paragraf cheie. Moyen începe prin a spune că în ținutul Gaomi, lumea obișnuia să-și boteze copiii cu nume, cu organe sau cu diferite membre ale corpului. Avem pe Wan Inimă, îl avem pe Chen Nas, fiicele sale Chen Sprânceană și Chen Urechiușă. Dar că în ziua de astăzi, spune el, părinții nu mai doresc să-și boteze copiii astfel, ci botează cu numele starurilor din serialele sudcoreene, hongkongheze, ba chiar și japoneze. Ne uităm la modul în care acțiunea romanului progresează și vedem dacă la început
avem un sat normal, un sat în care lumea dădea naștere copiilor în mod normal, când aveau nevoie de ei, când își doreau, da? Un sat în care tânăra doctoriță One Inimă încerca să introducă metode de naștere moderne. Pe măsură ce avansează acțiunea romanului, femeile devin din mame în simple purtătoare de copii. Așa că la sfârșitul romanului o să vedem că atunci când e nevoie să nască, nasc, și atunci când nasc și nu este nevoie de copilul respectiv, copilul este aruncat, ca orice alt produs al unei societăți de consum. Este fantastic ceea ce se întâmplă, această dezumanizare, transformare oamenilor, a bărbaților, a copiilor în obiecte de consum. Pe de altă parte, așa cum spunea și colega mea mai devreme, doamna profesor Lumința Bălan, există, Moieni refuză cititorului dreptul de a sta, de a citi romanul și de a sta liniștit fără să se implice. Există continuu în acest roman o întrebare care stă pe buzele lui Mormoloc tot timpul și care bântuie cititorul. Cine sunt eu? Sunt doar o victimă? Istoria recentă a chinezilor a făcut pe aceștia să se simtă tot timpul victime, dar întrebarea este, chiar sunt doar o victimă? Și Mormoloc ne demonstrează faptul că nu e între victimă și agresor. Granițele sunt foarte, foarte ușor de trecut. Îl avem pe Mormoloc care suferă pentru că nu poate să aibă un al doilea copil, care, a cărui soție moare din cauza unui avort făcut de One Inimă, de mătușa lui, dar care n-are nicio problemă spre sfârșitul romanului să se folosească de fica bunului său prieten cel nas pentru a-i purta cel de-al doilea copil la vârsta de 50 de ani. Unde este limita, rămâne să decideți dumneavoastră. Aș încheia cu două vorbe legate de traducerea romanului. Romanul este tradus minunat, curge în limba română, așa cum curge și în limba chineză, iar dovada că acest roman este absolut minunat este ultima parte, piesa de teatru, care reușește să păstreze în limba română ritmul și tipicul unei piese de teatru clasice chinezești. Mulțumesc! Mulțumesc domnului profesor Mugur Zloteab, a introdus în atmosfera acestui roman în care tragedia femeilor chineze este scoasă în evidență, dar